tundră. Înțeleg ce vedeți aici deasupra, până jos la boabele de porumb, este piatra mobilă care se îngropă. Iar aici are și o precizare importantă. Ele sunt confecționate din rocă naturală de cremene, prin șlăcuire dintr-o singură bucată de rocă și sunt piese originale din acea perioadă din Franța, franceză. Revin puțin la grâu, că este cel mai interesant. Vă spuneam afară că tot ansamblul cu rele și role. Aș reținut că se colectează în acea cutie, pun cureaua aceasta pe o rolă de lemn jos, pe cealaltă rolă de sus, se pune în mișcare tot ansamblul, iar aici vedeți o tubulatură pe care circulă o altă cureaua, o cureaua foarte lungă, de sus până jos, sensul de circulație invers a celor de sus, are pe ea niște tupe și are rolul la un elevator cu tupe. Imaginați-vă că ea drumul mașina, se ridică în sus, iar când tinde să se întoarcă un alt scobuleț, un cădere liberă, da, și îmbolește în acea cutie. Deci atunci cutie o altă rolă de lemn, o curea la o rolă la axul central. Ce se întâmplă în interiorul cutiei? Pe toată lungimea înăuntru se află un schelet hexagonal, doar mâchile unui hexagon, pe care sunt împrejurate simultan trei sortimente de sită, densitate diferită la orice, plină, mai mare, mai mare. El se învârte de rola de pe capăt și o să se facă cernere. În dreptul fiecărui site, o granulație.